Nu știu din ce cauză mi-a venit la început melodia aia din BD. Două păsărici, două mari și două mici, au venit aici. Astăzi vom vorbi de două păsărici. Două păsări păsărici care au rămas doar cu păsărica. Adică două mocangi, unul cu oia, de fapt, e un păsăroi cu o păsărică. Și că vă povesteam noi de în frumoasa noastră emisiune că pe lângă bărbați, băieți, influenceri, o să vă avem o, o, categorie, o secțiune specială cu familii de mocanjoi, de influenceroi mocanjoi. V vom vorbi astăzi de unii care, nu știu dacă sunt șefii familiilor de mocanjoi, dar sunt acolo, nu știu că sunt vreo 4-5 familii pe care le avem noi în vizor, care forjează tot tăticul. Uh, înainte însă de a intra în pâine, Vă rog să subscribe și să link down below ca să sune clonțopelul, să fie pe abundență. În momentul în care vom ajunge la 100.000 de, de infractori pocăiți pe Oana Zăvorană oficial pe YouTube, când vom ajunge și vom atinge pragul de 100.000 de, de subscriberi, o să facem și două ediții pe săptămână din această sublimă și frumoasă emisiune, care este atât de controversată, a, are atât de multe piedici a, în a se face această emisiune, nu din partea noastră, că din partea noastră atâta vreme cât avem două mâini, două picioare și creierele sunt cu noi și ne funcționează bine, a, nu e niciun fel de problemă. Sunt însă să sunt... să agită, să dau din picioare, sunt negre cu păr pe ele, sunt disperate, ca o ce se întâmplă. Nu s-a mai întâmplat în istoria YouTube-ului de la mai multă încoace, atâta hăităială ce fac eu aici, care era cu hăităială, când eu de fapt lucrez cu materialul clientului. Că eu, what you see is what you get. Ce vă arăt, aia e. La sfârșitul emisiunii o să vă povestesc o chestie. În premieră O să vă zic o chestie foarte interesantă Ceva foarte mișto Așa că stați alături de noi Avem o familie Formată din una bucată Hipomocangela Una bucată Tăviță Tăviță Cloșca Sau Clonuță Tăviță Clonuță, Tăviță Cloșca Înțelegeți? Nu știu, sunt aici un pic așa incertă Dar Tăviță e sigur Tăviță, tăviță și cu Hipomocangela sunt ceva de groază. Acum, ei, doi, ca o familie fericită, care sunt pe persoane fizică, fizice, vă învață pe voi ce înseamnă să fii un cuplu de succes. Păi, iată cum sună definiția unui cuplu de succes: densulare până în și până în culcare, tot ce prindem. Mocangim. nu știți că e mare artist, are chitară scris pe ea și chitara e mocangită, nu-i problema. Cu care face slagărele alea multe, abundență pe alea. Dar ce mă, nu știți melodia de -a lui? A, nu mai joc cu voi. Deci el când nu face hituri și nu este în studio, eu pe asta când au pe asta cu un studio și sunt niște Deci au două melodii pe care nu le știi nici Intru în studioul meu să înregistrez uh, o piesă. Care piesă? Ce piesă înregistrez? Lasă piesa, pune chitara să o odihnească, că oricum e odihnită, că nu o forjez prea tare, Și zine cum primești tu hăinițe, și te bucur tu așa. Bine, tu zici că ți-ai comandat. Înainte de a vă pune video respectiv, eu vă spun, când auziți că unul spune mi am comandat X chestie înseamnă am mocangit. și ăia s-au săturat de ăsta s-au gândit, bă, dacă tot ăsta, hai să ne pună și Aron, îi dăm eventual și te bănuți, că poate să o vinde trelingul tre ăla. Ia, ascultați cum se bucură tăviță, fiți atenți. gardă party. am comandat un super training un de copii. Bine ziua! Și eram despuiat, eram dezbrăcat și mi-a luat un super training. E de cel are un fermoraș, super training. Și de la o firmă care, păi de ce nu ți-ai comandat nebunule? De la Versace, de la Gucci. A? Că să te... aia pe tine, te lua la bătaie, sau ce faci, mă, tu? Eu sunt acest cântăreț. Ce faci? Am aș dori un training. Păi la muncă! Păi nu, că vă, vă făceam, veneam cu familia am doi și doi copii și o nevastă și vedem și făceam frumos așa pe magazin. Unde mă? Păi aici la noastră la Gucci. Ce ai mă? Cum ești nebun? Și ce făceați voi Păi și vă făceam așa frumos. Aolea, și ce făceam după ce plecai tu? păi da, vă umpleați de clienți. Și cum era buluc? Ce făceai tu mă nebunule? Vindeai tu traininguri? Du-te, și vinde training-ul de la... De -n, de -n Bucuro Bord, în piață. I-a văzut -o, o tarabă și vin de acolo trângă astea excepționale pe care ți le-ai comandat. Nu ți-e rușine, măi, ta mai b <trui> Nu ți-e rușine să te bucur că o așa că... mi-am <trui> comandat și nici măcar nu ți-ai comandat. Nici măcar nu ți-ai comandat. de -ai lua și de la ăștia 200 de ron sau cât ți-ai fi luat ca să faci treaba asta. Dar tu asta faci tăviță? Tăviță, tu asta faci în mod frecvent. Ia zi, da, când te tunzi acolo ca o gratis. Îți faci tu freza ta cu ciuful ăla care ți-a zis, îți zice ție, chipomocangela, doamne, ce frumos ești! Aoleu, chiparosule, frumosule! A, chip -a -ule, frumos -ule. aia, așa, uite, de ți-o faci, crea astea. Când te duci și, te... și, și ce, m-au chemat. Nu cumva ești chemat și acolo? Că ei nu mai au clienți și acolo la barbăr unde te faci tu, te razi, te tunzi și te frezezi, nu e așa că te-au chemat și acolo. Te-au chemat și acolo că nu mai aveau clienți. Ce mai faci tu? Te și îmbraci. Ismana dă pe tine kilotul. E de pe unde ești ăla? De pe la bautiu, you, de pe la ce? Oricum tu ești, cred că, printre singurii bărbați care își photoshopează pozele. Te faci, ești, ai cu toată, ai, ai cu toată blush în obraz. Ai blaș că de la Mocangela ai învățat că e frumos să ai smut, așa, să nu se vadă niciun por și mai pune gene vezi că sunt aplicații, dacă cumva ești chel la gene, vezi că sfui din aplicație și gene și ești, te faci concurență cu hipomocangela. Bă, ăștia sunt genul de oameni împreună cu ea, care la un dat a prezentat niște emisiuni. Nu știu ce-o fi pățit, că amândoi, dacă intrați pe conturile lor, își spun că sunt influenceri ea e influențăra, mamă, ea e mama anului, dar uh, el a învățat de la uh, artista de nevastă sa și influencer, da, award winner, e, deci este ceva de Oscar, ca să înțelegeți, nu mai intru un amante. Voi să, când auziți de hipomocangela, uh, automat vă duceți cu gândul la Grammy, Oscar, or chestii de genul ăsta, dar doar pe, mai pe, pe mioritic. Ea, este mama la, ea e mama la copii ca să știți, ea e mama la copii și este campioana la copii, la mama la copii, e foarte, -na, niciuna, nu, ne așa n-ați mai făcut copii, nu știți, voi păi asta de da vă, vă creșteți 3, 4, 5 copii, voi sunteți tiră, uite aici mama la copii, campioana mama la copii și el a învățat, că eu am cu el ă, acum treabă, că, că dacă vrei să îți, îți mm, speli mașina moca, te duci la 8 dimineața, că are niște storiuri care să bulbe, că se vedea că dormea pe el, dar zice zis, hai de devastă repede că e moca! Păi da, hai să mai dormim. Da, din gură, păi vrei să plătim 17 roni? 17 peroni ne destabilizează bugetul. Cum să mergem să ne, să ne uh, spălăm noi mașina ca niște oameni normali? Hai nevastă, iată-te scoală și la ora 8 dimineața, o să vedeți că vă pun și un video în acest sens La ora 8 dimineața e cu ea în dreapta și cu copii Și vă spune, vă dă cu aron, cum se cheamă spălătoria respectivă Se termină storiu, revine și spune Dacă ați uitat, noi suntem Forjal, forjă, 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 mulțumim Cât de penibil să fii? De ce? Așa, și el moment dat, era și emoționat Și eu am tras două concluzii era emoționat când uh, uh, nu era sigur că intra rondul și dacă venea omul negru la final și spunea domnul Tăviță, da, 17 roni. El atunci a intrat într-o într stare așa de semiparalizie. Ne răștia bani. Că n-am pus câte rondul trebuia să punem. Nevasta a zis că dacă zic de 450 de ori e suficient. Și a zis nu, trebuia de 500 de ori. Sau mai există o variantă. Cred că nu era sigur, am tras eu concluzia, dacă la grădiniță, că îi ducea la grădiniță pentru prima oară, dacă cumva cereau banii la grădiniță și nu pusese suficiente aronduri și cu grădinița aia. Deci omul era la 8 dimineață panicat din două motive. Dacă n-am zis suficient de multe aronduri ca să nu-mi iau ăștia 17 ronți sau 13 rond la final, după ce ne-a șters și ne-a frecat cu bidineoa, sau dacă cumva trebuie să plătim la grădiniță, ce ne-am făcut? Păi ce am făcut hipomocangelo? Mai suntem și noi influencer sau nu? A? Păi dar noi ne putem numi influencer dacă scoatem noi banul? Păi nu râd familiile alelalte de influencer de noi. Nu ne fac de ci ce ai făcut fraier? Ai, ai, ai plătit la, la, spălătorie? Așa de fraier ești? Că eu îmi imaginez o discuție între ăștia. E la modul Știi cum erau băieții de oraș pe vremuri? Ce mai mă? Aștia nu mai e așa. E... Ce ai mai mocat nimă? Ia zi, fraia. tu plătești la... Când iei pui? Când iei copane? Ia zi. Când te la copane, plătești? Și ăla zice... Bă, plătesc! Pff, și dacă ești un frate. Auzi, nevastă? Ia zi lui fraier asta. Erau familiile, da, doi cu doi. Auzi, nevastă? Ia zi tu, lui, asta care zice că e influenceră. Ce, 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 ce tăviță, ce, ce? Uh, cangela. Ia umilește-o pe asta, de rușini. Ia zi tu. Cartof ca noi și pătrunjeri și astea? Huh? Ia, ia, hai te morcovi. Huh? Ia zi. Și asta zice, ia zi, dragă, tu uh, când cumperi uh, morcov și uh, pătrunjel și asta, tu plătești? Și aia care n-are încă arond la grădina cu verdețuri, zice, Mamă, ei, ei se dau prieteni, ei sunt toți prieteni, dar când ajung acasă zice, ai văzut a dracu' aia, aia n-a plătit pentru Morcovie. a făcut tot ciorbă, copanele el le-a luat gratis, ea a venit cu cartoful, cu pătrunjelul, cu ridichiile și cu, cu uh, morcovii, ai dracu' de au influență. Mergem mai departe pentru că uh, în această familie de mocangioi lucrurile nu se opresc unde credeți voi. Uh, vine mâncarea, normal. Vine mâncarea și se arată fiecare uh, moment că este mic dejun, că este prânz, că este cină, totul e mocangit. Și se arată așa să vine cu, ori să vine cu niște punguțe, uite-te el cu punguța. Eu vreau, păi eu vreau momentul, eu vreau să eu o muscă, muscă, Vreau să știu ce vorbesc ăștia toți când se pozează. Nu neapărat mocangiu ăștia doi. Ăștia de fac așa, nu știu, cu, păt cu pătrunjelul, cu bec, cu mână, cu merașul, cu, cu zahărul, cu ou, cu cozonacul. Eu vreau să știu discuțiile dinainte și gen când îi spune. Știți că v-am mai spus. Stai așa, tăviță? Da. Nu mânca! Aolo, mi-o foame. Păi, dar n-ai voie să mănânci. Nu, mai întâi poză. Și zice așa. ține-o capă ceva prețios așa. Ce e acolo? Îl zic eu două, trei salate și patru găluști. Mamă, ce e vedet, e o vedet. Energie, 207, 2700 de calorii. Puteți încerca și voi acest meniu. De ce? Ca să arătăm ca tine? Hă? Nu vrem meniul tău. Nu, deci de unde ca să știm de unde comanzi? De la fit și arătăm așa, ca tine și ca soția. Nu, deci nu mai comandăm niciodată de aici, ca să nu fim ca tine au la un dat, dacă, și dacă sunteți bolnavi și dacă nu sunteți bolnavi, el vă recomandă un spital unde a fost, ia fiți atenți. Așa că totul este în regulă. Ideea este că vrem să vă arătăm și istoria următoare, că nu mai amânați vizitele la doctor dacă trebuie pentru Deci... Uh... Noi și în storile următoare, ca și în cu mașina, cu spălatul, cu spălătoria. Deci, ce se întâmplă? Ai, n-ai treabă, tu te faci ca ai treabă. Ce se întâmplă? Pentru că a fost, l-au primit, i-au dat papuci și mască și cipicei și halat, a, putut să plece cu el acasă. Ce mai? La sunt extornare condițiile. Pe bune. Nu să intre pe brânci, să intre, ești la nivelul staturii tale, e ok, și chiar dacă nu aveți duceți-vă la doctor, dar nu oriunde, de acolo, că acolo are la rondul și are și cot, n-are și cot. Eu zic că o să le dau la ăștia coduri și pe vouchere ceva. Deci aveți, n-aveți treabă să vă duceți, că el vă mai face în continuare storiu și vă pune ca să vă duceți, dar acolo unde face că au și pentru copii și dacă aveți probleme să vă puteți duce și copii. Da, mi se spune că acopăr o zuc și magit, nu știu ce să fac, uite o să stau mai cu mințică. Dacă eu sunt ca italieni, dacă mă prins de mâini, nu mai știu să vorbesc. Avem o poză în care tăviți Cloșca are, are niște o boxă mă, pentru voi și niște becuri. Că artistul, artistul Daniel, simțea pur și simplu o nevoie, adică din el striga. Era o voce în el care striga, cea nu uitat de bec, becu, 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 becu. Are acolo și un beculeț pe care puteți să-l cumpărați prin intermediul lui, și uite, are o box, ceiaia, de ceva teluri, purificator, mă, foarte interesant, coifu, coifu. el primul lucru, v-am zis, la ăștia doi eu văd o înghesuială pe baie dimineața, pe baie, gen care reușește să, ea face reclamă, forjează un fixativ. Dar să știți că eu vă zic mai mult ca sigur că fixativul ăla îl folosește mai mult el decât ea. Gen smulge de mână, de lângă aceea că eu am, eu sunt. Ce mai face Tăviță ca să mergem la ea mai departe, pentru că ea este practic promotoare. Tăviță este pe o... Uh, am pus la un moment dat o poză cu ea uh, când își lungise gâtul așa și era pe un aparat din ăsta de sport. Și uh, era acolo un arond, o mocanșeanschi este o mocangeală, că mocangeală este sala de fitness. Ei bine, ce să vezi? E el pe același aparat uh, Tăviță. Uh, nu era mă, am greșit eu, mai bet. Nu era sala mocangită, e aparatura din mansardă, din pod unde și-au făcut sala de fitness, ca să arate amândoi, că sunt numai fibră, amândoi sunt uh, pe sport, sunt fierți pe sport. Uh, practic, aparatura era mocangită și de aia se vedea pe postarea cu sala, se vedea uh, arondul. Eu am confundat, am crezut că e o sală, nu era o sală, e mai rău. E aparatura pentru sală. A dus acasă. Tăviță, tu ești extraordinar, ești un artist, nu prea am auzit de melodiile tale, nu prea am auzit de actele tale, acestea de, de artă și de creație, dar n-are nimic. Vreau să-ți spun, mergi mai departe, tot înainte, este superb ceea ce faci. Bărbații sunt mândri de faptul că sunt de același sex cu tine toți bărbații te invidiază că, uite, ei nu se pot poza pe ei nevestele, nu-i pozează când fac duș. Uite, te. Au, nu avea coifu, Doamne, de ce îl pozați în această? Și nu era nici Photoshop, nu era nici fățuca Photoshopată, și nu era nici la Sanador, nu. N-a avut să pună un aron la duș, poate capul ăla de duș era de la ceva. Mă rog, a fost o scăpare, a fost o mică scăpare care, însă, să știți că nu se întâmplă. Deci, tăviță. Ești, ești un bobocel, dacă mă înțelegi și răsf. Ești pi***area bărbatului, ceea ce numesc eu. Bun, acum soția sa mai celebră, public figure hipomocangela. Nici nu știu la ce să vă spun că mocangește. Că am zis, mocangește la zahăr dar mocangește la pătrunjel, cartofi, ridichi. Mocangește la... Ah! Aici sunt niște șervețele umede. Ceea ce mi-a atras atenția, nu e vorba de penibilul șervețelor umede, e un giveaway cu șervețele umede. Atenție, națiune! Silence, attention! Attention, attention! Se prezintă una bucată giveaway. Bineînțeles, trebuie să dai like vecinului, unchiului, mătușii. Like, follow! România, șervețele, Mocangela, Mico Mocangela, Arond, comentați această postare care și-ar dori așa un cadou, prieteni, deci cum și-a Diaconescu, sculați-vă rudele, prietenii, vecinii, pe toată lumea, comentarii multiple, urmărește instastoriul mele de la data de 22 decembrie, pe păi așa că e, ne nebunie, nu se poate. O să vină și hârtie, o să ne dau ăștia și hârtie și ne la... Urmăriți-vă rog, Femiu! va fi trimis într-o singură livrare doar pe teritoriul României. Baftă! Stai, nu Și mai ce mama să-mi Asta dă, asta dă... Na, nu. Giveaway cu 18 pachetele de șervețele umede. Pe care, dacă bei ceai de că face reclamă și la cei de cu și la picături de adică te caci mai fuior. Ea s-a gândit. A zis așa, bă, dacă să ăștia pe ei, au șervețele să șteargă la umede. Ce dacă te-a la mașină, dai cu șervețele umed. Dar ce să ne facem cu 18 pachete de șervețele din giveaway-ul ăla? Să duc repede dacă o arzi cu, cu, ce. Deci cum? Șerve... Dă mai multe, spun eu. Fă giveaway, rupeți din suflet și dă, nu știu, vă, dă vreo mie de pachete de șervețele să aibă pentru toată cu... revenind la picăturile alea concentrate, Pă, ce se întâmplă? Ea ia 20 de picături De aceea este așa de slabă Și așa să luați și voi e, e, Sunt boost, boost Drops Asta nu e cu Asta cu, e cu concurența După fiecare masă Ca să-mi taie pofta de mâncare Și că-i taie pofta de mâncare Păi stai puțin Ori ne, ori ne taie pofta de mâncare Nu știu, jur, jurul ăsta După și asta e pahar de astea spicături. Nu mai vreau să intru în amănuntele referitoare la ce conține ăla. Bă, pe treaba voastră? Voi sunteți pe treaba voastră? Alea de băgat, sunt intră în corp, în organism. Păi eu dau un știu, că ia gâsca de astea. Și îți vine așa, după aia, una, și am luat ca dumneavoastră, mi-a zis câte azi, 20. De ce? Ca să arăt ca dumneavoastră. Nu mai voi poză photoshopat. Deci dacă aia nu mănâncă de la picăturile alea, eu merg pe N-ai cum. Că să vede că ești plinuț. De ce minți? De ce mințiți poporul? Nu mai era știi cum era aia cu mințim poporul cu televizorul. Acum nu mai mințim poporul cu televizorul. Mințim poporul cu Instagramul și cu Facebook-ul și cu TikTok-ul și cu toate uh, 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 astea, rețelele astea de socializare care nu mai sunt de socializare. Să ne înțelegem. Ce cunoștință, ce gagicăreală, ce nu mai pot astea de socializare, panou publicitar. Că dacă intrați de altfel pe conturile ăstora 2, nu veți vedea decât postări concrete la lucruri pe care să le cumpărați, de care să dați swipe, nu există story fără să facă referere la ceva. Ea mai face reclamă uh, Silfida și la o chestie sensațională La niște picături de crescut sprâncene. Nu e niciun fel de problemă, da, există probabil chestii care să, da, e foarte indicat în momentul în care ai sprâncenele astea negre făcute, tatuate. Știți că să și recomandă în momentul în care ai ta sprâncenele tatuate să îți dai cu picături de crescut sprâncene. E, vine la la pachet, adică în momentul în care te tatuează respectivul tatuator și spune neapărat dacă v-ați tatuat eu vă rog frumos să uh, vă dați cu să vă crească sprâncenele. Ca să poți să uh, 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 dacă n-ai de treabă să-ți faci. Cum să faci reclamă la picături de sprâncene, să-ți crească sprâncenele când tu ai sprâncenele tatuat. E ca și când eu vă aș face reclamă la eu am uh, uh, toți dinții, da, am lucrări, da, făcute în nu popocangele, n-am fațete, dar în schimb v-aș face reclamă la o pastă de dinți minune care nu-i așa, ți albește dinții. Dar eu am Hollywood Smile și am White California, să cheamă culoarea dinților mei, că tot Dar pasta aia nu va pătrunde niciodată, până nimic. Dar în schimb eu vă spun că puteți să aveți dinți ca ai mei cu pasta care costă 12 lei. Aveți din ai mei cu pasta care costă 12 lei. Țeapă! Aveți din ai mei dacă dai 30.000 de euro, 40. Ete, țeapă! <gântu -i> și tu te duci și cumperi pasta aia, pune și Ia de asta. Ia să vă. Toți sunt galbe, nu-s ca Păi nu știu că zicea că se spală cu pasta aia. Nu știu, nu știu, spală-te mă. Și, și își rupe gingiile să-și facă dinții ca ai mei, numai că dinții mei costă 40.000 de euro. Așa ești ca Și Știi că dai cu picăturile alea până când paci stuful de sprâncene Nike? până faci fularele la ochi, te dai până mori și în coșciug. În coșciug când ești, tu tot mai ești cu pipețica și îți faci așa, zici, mi am murit. N-are nimic, frâncenere, barem să fiu ok. Da și ea, doamne! Băi, eu când mă uit la hipomocancela, este uh, imaginea sportului pe pământ. Deci eu când o văd pe ea, când o văd, nu mă gândesc la păpălică, nu, no, gata, zic sport, Doamne, fibră, ea e ce făcea acolo și Şi încheia și returile. De ce se încheie și, Şi încheia și returile? De la ta pedalat, i s-au desfăcut și returile Da, e Tu știi, în loc să mergi pe bicicletă Să ajungi undeva, tu pedalezi pe loc așa Și n-ajungi nicăieri, te -ți să rupi și returile Și să desfac și returile I-a da like însă e, Pinocchio, da Astea, cum postează ceva, toate își dau like-uri Între ele, ele să S-ar să, rupe, s-ar sfâșia Ele în particular, așa, dacă nu sunt una cu alta S-ar rupe, dar like. Știți că mie nu-mi la like nimeni pe mine nu mă urmărește nimeni, nu dă nimeni like. Nu, ne că, le place. Credeți cumva că sunt supărați pe mine? Vedeți ăștia și vedetele astea și influencerii? Credeți că sunt supărați pe mine de nu-mi dau like? Mamă, că eu sunt supărată rudă toți seara că mă uit. Doamne, vreau și eu un like de la Mocangela. mamă aș vrea să-mi dai și mie tăviță un like. Ai tăviță. Nu știu tăviță, dă și mie un like măcar când îl pun pe din. N-am, n-am, pe mine nu mă urmăresc asta nu-mi dau nici like-uri, nu mă urmăresc. Nu știu ce să fac, frate, sunt foarte supărată că eu aș vrea să fiu și eu în trend că dacă intrați pe conturile de Instagram, pe lângă fake followers, o să vedeți că ele se urmăresc toate între ele. Își fac, spre exemplu, story, are Mocangela o un paragaz, jur, Pă, arătate. Mamă, niște paragaz, dar e ocupată, e fatigă. Ce să fii fatigue, fatigue, uh, pourquoi le influencer est și ea nu mai are îi făcea o ciulama sau nu știu ce îi făcea, o ciorbiță lutăviță. Mama, asta sunt într-o rimă toată. Îi făcea o ciorbiță lutăviță și era fatighe și repede dau toate like. Doamne, de ce mi-a dat like? Nu știu, mi s-a părut că ciorbița aia, nu știu, n-am gustat-o. Dar să vedea așa pe un telefon că, vai, e extraordinar. La ce vă dați like-uri? La ce? Bă, ne, ne, dai like la ceva când e ceva, nu știu, o poză frumoasă în care... Nu știu, sau e, dai like, nu neapărat pozei, dai like uh, pentru că îți place ceea ce s-a scris acolo, un coment Dar la ăștia toate comentariile sunt. Duceți-vă la, mi-am făcut și eu analizele, am descoperit un. Vi-l recomand și vouă, like. Like la ce? Fiți atenți. Așa, text. Aspiră să inspiri. Are așa? Să ce să aspiri? Ești aspirator, uh, mocangel. Cum adică? Aspiră aspiră să inspiri pe ce? Ce să inspir cu ce? Să inspir să nu cumpere nici pătrunjelul cu bani. Să-l mocangească și pe ăla. Al, -al minter să inspir. Tu, tu, la ce crezi tu că inspir tu? Tu pe cine crezi că inspiri? Nici aspiratoarele n-ai cum să le inspiri, că alea expiră singure și inspiră și aspiră. Ele aspiră inspirate de ele singure. Pe cine credeți? Pe cine inspirați voi? Tu pe o maxim mi se pare că în momentul în care tu ai mers gratis într-un loc. Ba mai mult de atât, ți-ai luat și bani, numai ca ai mers gratis, cât de mare tupeu să fie să mi-l recomanzi. Mie. Păi de ce, dacă mă duc eu acolo, cumva am beneficiez de, de, de facilitățile de care ai beneficiat tu? Nu, pe mine mai a frumos de la intrare, nu, pe mine, cetățean de Te a frumos, te buletinele, câte persoane sunteți, aveți 2 puradei, 3, 5, da, hai, așa, nevasta, sosta. da, bun, atât a făcut. Pac, la final îți face, îți face nota de plată, ce ați mâncat, ce vreți, ce? Păi știți că fac și o un story, du mă de aici. Păi am văzut la Tăvița, păi da, Tăvița e, tă, e Tăvița, Tăvița cu hipomocangela. Păi știți, am văzut cum doarme Mocangela, Hipo -mocangela frumos așa, în pătuți. A, a vrut și soția, că a zis că vrea și eu o poză la fel, du-te mă de aici. Ea și costă 98 de ron și lai și tu și îți faci acasă tu în particular poză, îi faci dumneavoastră, așa, da? Deci când le dați like-uri și când vă, vă place... Ceea ce fac ăștia Să știți totodată Că poate vine momentul în care și voi Aveți nevoie de tot ceea ce Mă vă duceți mă la minimarket Și cumpărați zahăr? Da, vă duceți, da? Ok, plătiți la casă? Sau puteți să faceți un story și să puneți Un arond și vă lasă Zicea gata mă, știi ceva Moșule, ia du Că dacă ați zice da Bă nene, să trăiască ăștia toți mocangioi ăștia, că ce să vezi, prin prisma lor, datorită lor, nu mai trebuie să plătim nimic. Mă duc la casă, arăt doar, am venit că am văzut tăviță, are așternul ca albastru. Și dacă ăla ți-ar zice, domnule, ia, ia să văd, dea poza, da, scrie de noi, da, da, ok, haideți un așternut gratis. Aici, da, frate, da urmăresc pe ăla că, uite, datorită lui, mi-am luat așternutul ăla în loc să-l plătesc. Alminter, de ce îi urmăriți pe ăștia? De ce îi lăsați să vă influențeze? De ce îi lăsați să vă, să vă pună creierii pe, pe făcăleți și pe băți? Nu uitați să subscribe și să link down below ca să știți când sună clonțopelul. Și vă spuneam că la sfârșitul emisiunii zic o chestie interesantă. Suntem în mutări, mergem în casă nouă vrem să facem ceva frumos, nu că n-am fi făcut până acum, dar vrem, noi suntem de ăștia evolutivi, noi evoluăm. Și ce să vezi? Noi nu avem aronduri. Aș vrea să-mi fac și eu un studio nou. Fiți atenți, acum sunt influencer. Mi-aș dori un studio nou, că am visat aseară și mi s-a făcut poftă de un platou nou și făcându-mi se poftă, m-am gândit să vă spun, deci am spațiu, dar voi puteți să gândiți că nu am spațiul. Aș vrea undeva aici, așa, dacă se poate, prin dorobanți, da, aș căuta un spațiu și vreau așa, nu știu, cu... cu, cu, cu video în spate, aș vrea. Mi s-a făcut poftă, am, nu știu, așa am visat și vreau așa, nu știu, cu diamante cu astea, dacă se poate și aveți, fac apel la cetățenii cu suflet, nu uitați de aparatură, dacă se poate ultra performantă vrem, ce să... -mi... și de îmbrăcăminte, dacă este ceva nu știu, dacă aveți niște piese de la Balmen bătute în pietre ceva deosebit, dacă este altfel nu ne contactă decât dacă este deosebit nu știu, produse de make-up, de la MAC de la Make Up Forever, de la nu știu, de astea scumpe, dacă e și creme și astea ca să arăt bine pentru voi. Dar vreau numai de la la prerii, de la, știți, să nu veniți cu altele. Băi, și niște diamante, dacă vă lasă inima și vreți, na, că acum avem că mă simpatizați, nu zic nu, că pentru voi. Am uitat să vă spun. Mamă, cu asta trebuia să încep. Măi, noi vrem toate lucrurile astea pentru voi. Cum influencerii vă dau coduri. Pentru voi. Noi vrem ca ambientul să fie cât mai luxos și pe mâinile mele să crească cât mai multe diamante și astea, pentru voi, pentru că până la urmă voi sunteți cei care ne vedeți și noi pentru voi vrem să arătăm așa de bine și să fie frumos în oraș. Deci toate lucrurile astea, dacă ni le dați moca, sunt de fapt pentru voi. Hai că s-a terminat emisiunea. Doamne, mă visez numai așa, numai în diamante și în toamne și ce ne facem? Băi, ce ne facem când o să vină, o să peste noi cu, cu spațiile astea, așa și cu videourile? Nu știu dacă. Nu știu, voi scrieți acolo, vom selecta la un moment dat tot ce. Oricum, noi selectăm numai ceea ce este mai bun și ceea ce este mai scump. Uh. Nu uitați să subscribe și să link un below și uh, să săriți acolo cu sponsorizările, da? Că pe mine nu mă cumpărați cu spălatul de mașină și de asta, da? La mine ați înțeles cu ce să... -i. Și acum dacă vreți să donați și niște bani, nu e problemă. Că o să ne descurcăm și o să-i primim și pe -și. Hai, la revedere! pani nu vă salut!